Începutul de aprilie coincide cu deschiderea pensiunii Philadelphia, situată în Golful Dubova, care cu siguranță se va plasa în preferințele turiștilor și a celor care doresc un loc de cazare pe malul Dunării. Așteptarea a luat sfârșit. Începând de astăzi, porțile pensiunii Philadelphia sunt deschise pentru cei care doresc un loc de cazare mai mult decât special. Așezată într-una dintre cele mai iubite localități din România, mai exact în localitatea Dubova, județul Mehedinți, pensiunea vine în întâmpinarea clienților cu facilități și confortul unei locații premium. Încă suntem în decurs de amenajări, nu am terminat încă toate cele, dar sperăm astăzi să avem oportunitatea să îi primim așa cum ne dorim, dar da. Și sperăm să fie și acest an tot cum a fost și anul trecut. Este o zonă foarte dezvoltată și noi încercăm să o dezvoltăm și mai mult, să o ținem în pragul dezvoltării. Restaurantul cu specific sârbesc este un atu pe care puține pensiuni de pe clisura Dunării îl oferă. Pandemia de COVID-19 s-a resimțit și aici, însă proprietarii au încercat să depășească și această perioadă. Vremea călduroasă se apropie, iar clienții sunt așteptați cu mult drag.